Elevii și profesorii școlii gimnaziale Ion Creangă au dorit să marcheze unirea principatelor de la 24 ianuarie printr-o horă de mari dimensiuni. În curtea școlii, elevi, învățători, profesori și chiar părinți doritori și-au dat mână cu mână în încercarea de a crea momentul istoric al micii uniri de la 1859. Aș putea spune, având în vedere că sărbătorim pe 24 ianuarie unirea principatelor Moldova cu țara românească sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, m-am gândit că nu putem rata această oportunitate de a aduce aminte elevilor noștri despre acest moment marcant al istoriei românilor, despre această figură emblematică a noastră cu care trebuie să ne mândrim, domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Trebuie să știm că această unire a celor două principate a pus bazele României moderne, așa cum o cunoaștem astăzi, și desigur că a ne cunoaște și a iubi istoria ține de identitatea noastră și ne bucurăm că am reușit astăzi să ne luăm mână în mână în horă, să ne strângem în această horă. Cel puțin așa am vrut să fie o horă, însă am fost cam mulți. La anul, cu siguranță, vom fi mai bine organizați. Elevii au fost bucuroși să participe la această activitate în cinstea micii uniri. E mică unire și am să respectăm tradiția și pe când iubim țara, am dansat o horă în cinstea țării. Hora a fost foarte frumoasă. Noi am dansat special pentru unirea României. La 1859, Alexandru Ioan Cuza unește principatele României. Știu că a înființat-o Alexandru Ioan Cuza și că a fost unirea între țara românească și Moldova. Și în curtea școlii ce ați făcut asta? Am dansat Hai să dăm mână cu mână. Hai să dăm mâna cu mână cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României, iarba era din hole piară, piară, dușmanii din țară, între noi să nu mai fie decât flori și armonie.